Cristi, ediția Spațiului de Știință de azi tratează o temă oarecum la modă. Vom vorbi despre un posibil război al stelelor. De ce? Fiindcă relativ de curând, Donald Trump, un personaj care vorbește destul de mult totuși și nu foarte inspirat tot timpul, a anunțat că va face o altă branșă a forțelor armate ale Statelor Unite, în afară de armata terestră, de marină, de aviație, va face și o armă spațială. Există posibilitatea să apară într-adevăr o astfel de branșă în forțele armate ale USA sau e doar o fanfaronadă? Trump vrea să creeze într-adevăr un fel de Space Corps, așa, adică o ramură militarizată spațial, dar care să respecte și tratatul prin care se interzice plasarea de arme cu potențial de distrugere masă în spațiu. Bine, în cazul acesta, pe ce arme s-ar baza această forță inventată de Trump? Toată problema a pornit de la faptul că tehnologiile de lansare a rachetelor ajung din ce în ce mai performante și China, de exemplu, a început să testeze rachete care doboară sateliți de pe orbită joasă. Acum, acești sateliți de pe orbită joasă, mulți dintre ei sunt sateliți de spionaj, care sunt o parte esențială a sistemului de supraveghere a lansărilor inamice, de rachete balistice. Deci, practic, ca să ai un răspuns rapid la lansările celuilalt, trebuie să ai acești sateliți în permanență activi. Da, așa. Bine, marele avantaj al lor e că nu puteau fi doborâți de către aviație, de către trebuiau artilerie antiaeriană. Da, acum pot fi doborâți de la sol, cel puțin ăștia de pe orbita foarte joasă. Și îți trebuie, într-adevăr, niște măsuri de răspuns armate. Deci îți trebuie măcar, la nivelul actual, îți trebuie măcar un cadru legislativ în care să ai o structură a armatei care să fie lansată pe partea asta de spațiu. Până acum, într-adevăr, era încadrat în partea aerospațială, adică partea forțelor aeriene, dar probabil Trump vrea o punere în evidență, o subliniere mai importantă a importanței acestei ramuri. Sateliții ăștia spion pe care îi folosesc mai multe țări în momentul ăsta, cam ce acuratețe poți aibă? Lucrul ăsta nu se știe foarte exact, ceea ce se știe exact este că tu, ca lucrător comercial care vrei să lansezi sateliți sau să construiești sateliți, n-ai voie să depășești o anumită rezoluție cu ei. Adică nu ți se dă voie pe plan internațional ca satelitul tău de, eu știu, de fotografierea pădurilor, monitorizarea dezastrelor sau ceva, să depășească o anumită rezoluție. S-a spus mult, nu știu cât e fabulație, că și, de exemplu, în identificarea și uciderea lui Bin Laden au fost folosiți sateliți spioni, adică locuința în care era Bin Laden a fost supravegheată din spațiu cosmic. Da, poți să faci așa ceva, bineînțeles. Acum nu poți să ataci din satelit deocamdată, dar poți să supraveghezi clar din satelit, să ajungi la rezoluții mai mici de metru cu sateliți de ăștia de înaltă performanță pe orbită joasă. Din câte știa, au fost folosiți sateliții spioni în vreun conflict armat? Adică s-a anunțat, domne, de exemplu, în războiul din Irak sau alte? În mod sigur, în conflictele moderne există această posibilitate, deși nu știu cât de des se raportează în presă, dar există aparate construite pentru soldați care să le permită să identifice inamicul sau vehiculul inamic sau semnătură de un anumit fel din spațiu, deci cu ajutorul sateliților. Nu exclusiv din spațiu, dar se folosesc de ajutorul sateliților pentru identificarea unui inamic care nu e în rază vizuală directă. Deci, în mod sigur s-a putut folosi, mai ales în deșert. Deșertul este foarte, cum să spun, ușor de supravegheat din spațiu, nu ești blocat de vegetație sau... Am identificat, deci, o primă sarcină acestor forțe spațiale ale Statelor Unite ar fi aceea să anihileze eventuali sateliți spioni ai inamicului. Dar crezi că se va dezvolta și o capacitate prin care se poate lansa, de exemplu, din spațiu cosmic un atac la sol împotriva unor obiective? Asta e mult mai... Am văzut că invers se poate, deci poți distruge de la sol un satelit spion. Asta este mult mai complicat și s-au încercat lucruri asemănătoare în anii 80. Exista un program pe atunci
de apărare programul strategică. Programul se chema chiar era Star Wars. Star Wars, da, era numele dat de public, da. Să spun așa, de-abia apăruse primul episod Star Wars, al Războiului Stelelor, și publicul repede, așa. Știu că administrația Reagan a investit foarte mult în cercetare, în dezvoltarea acestui program, care a fost oprit în urma încetării Războiului Rece. Da. Atunci, la sfârșitul anilor 80, cât de avansați erau americanii în ceea ce privește un război spațial sau lansarea unor atacuri din spațiu cosmic spre Pământ? Erau, într-adevăr, cei mai avansați dintre toți. Și, bineînțeles, este posibil să montezi, ca să zicem așa, arme spațiale. Costurile însă sunt încă prohibitive. Poți să lansezi, de exemplu, tunuri electromagnetice care se trag la sol, inclusiv cu bare de tungsten care se străpungă buncăre cu mare precizie, dar costurile lansării și montării unui railgun, așa numit tunel electromagnetic, sunt extraordinar de prohibitive. Se încearcă ceva de genul ăsta scump, naval. Tipul să duci toată treaba asta în spațiu. Spațiul ăsta costă, în primul rând, foarte, foarte mult transportul până acolo, aia după aia dezvoltarea unor sisteme de ochiră. Și... Da. Deci problema principală o constituie transportul. Crezi că această inițiativă a lui Trump este într-un fel o reluare a programului Star Wars? Că va reactiva de acolo de unde l-a lăsat administrația Reagan? Sincer să fiu, nu cred, și vă pot da niște detalii tehnice referitoare la programul respectiv și de ce nu cred că reprezintă așa lucru. Adică va fi mai degrabă un sistem de răspuns tehnologic decât unul de apărare sau de atac nuclear. Taylor, care a lucrat, care a deschis acest program și a venit cu cele mai multe inițiative, a încercat să doboare rachetele dinamice folosindu-se de explozii nucleare asimetrice. Adică, ideea e așa. Care e cea mai bună metodă de a dobori o rachetă dinamică? Folosindu-te altă rachetă. Da. Care e cea mai bună metodă de a dobori rachete nucleare dinamice? Folosindu-te tot de rachete nucleare. Pentru că una nucleară de explodează așa sferic pe rază de kilometri sau zeci de kilometri, prinde mai multe care vin deodată. Problema principală e că trebuie să le prinzi la lansare sau imediat după lansare până ajung pe traiectorie descendentă. Deci traiectoria rachetei balistice e un arc. Da? E partea ascendentă până sus și partea de cădere. Dacă au ajuns în partea de cădere, ești cam pierdut, pentru că există rachete cu multifocos care lansează mai multe bombițe deodată și trebuie pentru fiecare o contramăsură și devine deja... Deci, practic, poți lansa niște rachete capcană. Dar practic să-ți consumă resursele la un moment dat și după aceea să vină racheta adevărată aia care... Și asta e o mare problemă, într-adevăr. Există problema să lanseze inamicul rachete goale, așa, care să fie folosite doar pe poziție. Să-ți consumi resursele, exact, încercând să le prinzi pe alea și după care vin la adevărate și fac zop tot. Exact, exact. Și atunci, oricum, cea mai bună șansă pe care o ai este să le prinzi în perioada de ascensiune. Ca să le prinzi așa, trebuie să ai un timp de răspuns extrem de rapid. Deci să fii totdeauna cu ochii pe inamic, ceea ce înseamnă numai silozuri pe care le știi. Să-ți fac o relocație cât de cât o cunoști. Poți fi submarine, alea se plimbă. Deci să ai satelit care în permanență să monitorizeze zonele de unde poate inamicul să lanseze ceva și să transmită automat unui centru de comandă și ăla să răspundă pac, instantaneu aproape, cu rachete eventual mai rapide. Și atunci, într-adevăr, este foarte seducătoare ipoteza asta a montării unor arme spațiale, pentru că răspunsul ar fi mult mai rapid, n-ar mai avea partea ascendentă de lansare, de la sol și așa. Lansează deja de undeva de sus și doi ar putea prinde mai multe deodată. Programul Excalibur, de exemplu, asta a încercat să facă. Există o explozie nucleară care suntem noi obișnuiți, ceva care bubuie sferic, dar mai există și arme nucleare care pot exploda asimetric, adică să lanseze explozia într-un con. Nu voi intra în detalii tehnice, dar se poate. Bine, nu înseamnă că numai în conul ăla explodează serios și împrejur, dar majoritatea suflului se generează în conul respectiv. Practic o chestie destul de bine targetată, destul de bine țintită. Așa. Dar nu e suficient totuși ca să doboare. Poți face ceva și mai eficient. Poți pune în jurul exploziei respective niște lasere
cu raze X de unică folosință, adică practic niște tuburi umplute cu un anumit mediu care se transformă suflul de radiații gamma în raze X. Așa. Și aceste raze pompate, aceste lasere pompate nuclear, fiecare poate să doboare câte o rachetă. Da. Deci practic pui mai multe zeci de tuburi în jurul bombei care vrei să-ți explodeze, le coordonezi fiecare direcție, dai drumul și în perioada aia scurtă de timp îi le trag și doboară fiecare câte o rachetă. Nu le-a ieșit din păcate americanilor în perioada aia 80-90, adică au fost prea optimiști pentru binele lor. Da, atunci vorbea existând de un scut cosmic antirachetă care poate bloca asta și rachetă. Asta ar fi fost scut. Asta, proiectul Excalibur. Dar ar avea un mare neajuns, pe lângă faptul că erau prea optimiști și nu funcționa cum trebuie. Orice explozie nucleară presupune o emisie bruscă de radiații pe toate lungimile de undă, deci practic orbește toți sateliții dintr-o anumită împrejurime pe toate canalele de detecție. Deci, atunci că ți orbești și proprii sateliți. Exact. Și atunci rușii puteau lăsa niște rachete capcană, provocau declanșarea armelor, orbeau sateliții de supraveghere ale americanilor cu treaba asta și pe urmă își lansau adevăratele rachete nucleare. Timp în care ceilalți sateliți puteau reacționa pentru că ăia, spionii nu puteau depista nimic. Până acum am vorbit cam despre ce pot face americanii. Uh-huh. Care crezi că va fi reacția altor puteri cosmice, ca să spun așa, cum sunt Rusia sau China? Cum vor putea ele preîntâmpina sau cum se vor putea ele la rândul lor înarma pentru spațiul cosmic, pentru a face față potențială armată spațială americană? Principalele metode de înarmare sunt, bineînțeles, construirea de sateliți. Asta e clar, construcția de sateliți este cea mai ieftină. Nu se poți construi așa ușor stații spațiale. E un efort fantastic o stație spațială, de aia și este internațională asta, da, pe care o avem. Și, bineînțeles, răspunsuri de la sol. Răspunsuri cu rachete. China este foarte bună pe tehnologia dezvoltării rachetelor. Da, chestia e că i-au dezvoltat programul ăsta independent de anunțul lui Trump și de ce s-a întâmplat. Programul chinezesc se derulează de zeci de ani, din câte știu. Acesta de... Chinezii și îmbunătățesc rachetele de mult timp, dar de curând, nu știu, probabil în anii 2004, au început să și le îmbunătățească substanțial. Și nu mai vorbesc de cele răspuns de la sol la satelit, ci toate tipurile de rachete, inclusiv antinavale. Sunt foarte buni pe așa ceva. În momentul ăsta, în afară de Statele Unite, Rusia, China, cred mai sunt și alte țări care au sateliți utilizați în domeniul militar, în scopuri militare? Bună întrebare. Europa, există țări europene care au sateliți în domeniul militare, câte știu eu. Și cam atât. Israelul are program nuclear, dar nu știu la care sateliți. Da, deci doar de Europa pot spune, pentru că avem ESA și... Da. Bine, în momentul ăsta, ca să concluzionăm, putem spune că războiul stelelor nu este posibil exact în momentul ăsta. Din păcate, datorită unor programe care vor avansa, s-ar putea ca peste câteva zeci de ani să vedem înfruntări între marile putere ale lumii în spațiul cosmic. Nu este tehnologic imposibil, este financiar greu realizabil. Extrem de greu realizabil, ca să spunem așa. Singurele înfruntări pe care le putem vedea exclusiv în spațiu cosmic ar fi de adevăr intersatelitare. Da, adică cu distrugerea sateliților, unul pe altul, da, explozii controlate care spurcă șramnel și să devasteze zone întregi, chestii de genul acesta. Uite, există sau perturbări ale comunicației. Da, asta voi mai luat întrebarea din mână, să te întreb dacă în momentul ăsta există posibilitatea ca printr-un satelit să blochezi comunicațiile dintr-o anumită zonă geografică, să bruiezi toate comunicațiile, rețelele de telefonie mobilă, rețelele de radio, rețelele de... Depinde pe ce se bazează acele comunicații. Dacă acele comunicații se bazează pe sateliți, da. Așa. Dacă sunt exclusiv chestiuni la sol, e mai greu. Deci ar putea din cosmos să blocheze, de exemplu, relele de la sol, o rețea de relea de comunicație a unei țări.
Dacă acea rețea de relee se bazează pe sateliți, da, e posibil. De exemplu, și invers însă e mult mai eficient. Adică de la sol poți bloca sau poți interfera cu comunicațiile satelitare. De exemplu, rușii pot interfera cu sistemul GPS americanilor, făcându-se să greșească cu kilometri. Deci dacă americanii se bazează pe chestiuni dar de poți crea confuzii în ceea ce privește mișcarea unor trupe la da, sol. Da, da, bineînțeles. Și atunci, da, și în cauza asta poți genera ambuscade, poți genera inamici falși, adică au metode de manipulare a... Și un fel de război radioelectronic se poate da. Purta și din spațiu. Asta da, 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 clar. Și pe asta se va baza. Deci se va baza pe aceste tipuri de confruntări tehnologice. Mai degrabă decât... confruntări umane sau două nave militare care se împușcă de-a da, două, ca în filmele clasice SF cu... Nu suntem acolo. No. Putem vorbi de niște eventuale confruntări tehnologice. Da, da, da. Îți mulțumesc mult, Cristi. Cu drag.